Bună ziua! Vreau să vă anunț că începem procedurile pentru înlocuirea sistematică a rețelei de termoficare. E vorba de 60 de kilometri de rețea pe care îi plătim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, și de 200 de kilometri de rețea pe care o să-i plătim din fonduri europene, aproximativ 300 de milioane de euro. Este un volum uriaș de lucrări. Vrem să lucrăm simultan pe mai multe tronsoane, de aceea vrem să lucrăm simultan cu mai multe companii. Și mesajul meu este că avem nevoie de toate firmele serioase din piața românească și probabil și europeană, pentru că licitația va fi internațională. Vreau să vă anunț că vom schimba modul de lucru, în sensul că, așa cum nu s-a întâmplat în ultimii ani, vom plăti la timp și, în schimb, vom cere fiecăruia dintre constructori să respecte strict graficele de execuție. Vom face o mare licitație în cursul lunii februarie și vă anunț că începem în mod transparent discuțiile pe marginea caietelor de sarcini. Vrem să anticipăm de pe acum problemele care pot să apară și să le rezolvăm de la nivelul caietelor de sarcini, astfel încât să nu fim în situația să ne confruntăm cu aceste probleme în momentul în care suntem cu șantierele începute. De aceea o să avem mâine de la ora 16, deci marți 19 ianuarie de la ora 16, o primă discuție cu constructorii. O a doua discuție cu constructorii va avea loc marți 26 ianuarie, tot de la ora 16. Pentru întâlnirea de mâine am chemat 8 mari firme de construcții. Toate au confirmat, dar discuția nu este limitată la aceste 8 companii, atât discuția de marți, mâine, săptămâna asta, cât și discuția de marți, săptămâna viitoare, va fi deschisă pentru firmele serioase de construcții din România. Cei care doresc să participe la aceste discuții sunt rugați să trimită un mesaj, e-mail, telefon, adresă scrisă către Primăria Capitalei, Cabinetul Primarului General, și noi vom face invitațiile pentru aceste discuții. Asta a fost anunțul pe care am vrut să-l fac, destinat în special marilor firme de construcții din România, dacă aveți întrebări. Bună ziua, Vitalie Cojocar, știrile Pro TV. Voiam să vă întreb despre, dacă știți ce s-a întâmplat cu avaria care s-a produs seara trecută și acum înțeleg că există bucureșteni fără apă caldă și căldură. În acest moment există doar două avarii minore pe rețeaua secundară, care vor fi remediate până azi, în cursul după amiezii. Însă există multe blocuri din capitală care au furnizarea sub parametri. A fost o decizie care s-a luat. Existau două alternative. Fie se merge așa cum se merge, decizia care s-a luat, pe funcționarea sub parametri, fie se forța rețeaua pentru o temperatură mai mare și implicit o presiune mai mare, cu riscul ca ea să crape. Și atunci decizia care s-a luat la nivelul termoenergetic a fost să meargă pe prima variantă, a nu se forța rețeaua. Deci se poate. Se poate produce mai mult, se poate pune presiune pentru a transmite mai mult, dar ne este frică acum când este frig afară să nu crape rețeaua și atunci să fim nevoiți să lăsăm o zi și jumătate, două, multe blocuri fără căldură, și atunci am ales varianta.
despre inițiativa dumneavoastră. Ați pomenit de 60 de kilometri, presupun că e rețea primară pe care vreți să o schimbați. Puteți să ne dați și un termen când ați putea, sau când acești constructori ar putea să termine lucrarea propriu-zisă? Și doi, ați zis constructori serioși. Ce înseamnă constructori serioși? Ne puteți da niște criterii? Cum o să-i alegeți? Pentru că știm cum se construiește în România și am văzut ce fel de constructori serioși există. Mulțumesc! Da. Pentru ambele întrebări, răspunsul o să-l aveți la începutul lunii februarie, când, după ce toate discuțiile astea o să aibă loc și când o să vedeți și public și pe SEAP conținutul caietului de sarcini. Deci pe întrebarea a doua o să vedeți acolo care sunt criteriile pentru care invităm constructori la licitații și tot atunci, în funcție de estimarea volumului de lucrări pe care pot să-l realizeze constructorii din România, o să pot să vă dau un răspuns și în ceea ce privește, cei 60 de kilometri. Eu mi-aș dori, dar nu pot, nu vreau să promit asta acum, eu mi-aș dori ca cei 60 de kilometri să-i facem în cursul anului 2020. Asistența mobilă. 2021, îmi cer scuze. Adică 2021, da. Asistența mobilă, domnul Cireașe cu feroviar. Aș vrea să... Stăți numai puțin, că eu doamnă la microfon. Dacă doriți, puteți. Privitor la licitația de tramvai a STB-ului, care a fost anulată, da. Dacă puteți să detaliați, s-a semnat procesul verbal de atribuirea, adică de desemnarea câștigătorului, pentru că în cazul ăsta anularea licitației ar fi câștigătoare. Și de ce nu a existat o clauză suspensivă, cum se face de obicei, și licitațiile la compania de drumuri și licitațiile de tramvai la Ministerul Dezvoltării conțin o clauză suspensivă, care zice așa, că în cazul în care nu se găsește sursa de finanțare, licitația se anulează. În cazul de față, înțeleg că... Dacă puteți să detaliați chestia asta, ca să nu pară așa o măsură, nu știu cum să zic eu, despotică, să zic, sau da, arbitrară. Am răspuns la întrebarea asta la conferința de acum câteva zile, dar reiau foarte pe scurt răspunsul la această întrebare. Ați precizat că există clauză suspensivă? Am precizat tot ce s-a întâmplat în ceea ce privește cu această licitație. A fost o licitație organizată de STB în cursul anului 2019, finalizată în cursul anului 2020 și printr-o decizie din 31 decembrie 2020, STB a renunțat la semnarea contractului din două motive juridice. Una, că n-avea bani. Doi, că exista o decizie și un raport al Curții de Conturi care spunea că pe banii primăriei licitațiile trebuie făcute de primărie și nu de STB. Și am adăugat eu un motiv de oportunitate. Erau tramvaie de 18 metri care costau cât tramvaiele de 36 de metri, ceea ce evident că nu e rezonabil, și tramvaie de 18 metri pe imensa majoritate a liniilor de tramvai pe care noi le operăm în București, e nevoie de tramvaie mari, nu de tramvaie mici. Deci e un element pentru care, e un motiv pentru care această achiziție nu ar fi fost oportună. Dar pe partea STB-ului și pe partea juridică sunt cele două motive pe care le-am spus. Bună ziua, domnule primar. Referitor la groapa de gunoi Ulmeni, acolo unde ar fi depozitate ilegal deșeuri venite de la Primăria Capitalei, din Capitală, înțelegem că primăria a fost somată să vină să adune cumva gunoiul de acolo. Ce ne puteți spune despre acest subiect și, de fapt, ce se întâmplă acolo și dacă au fost duse astfel de deșeuri la groapa de gunoi? Da, acesta este, face obiectul, dacă s-au dus deșeuri la groapa de la Ulmeni, a fost dus de către operatori privați de salubritate care au avut contract cu acea groapă de la Ulmeni. Nu s-a dus nimeni de capul lui să ducă gunoi acolo. Da? Și atunci tot ce înseamnă relație contractuală între Ulmeni și alte entități trebuie să fie între Ulmeni și acei operatori de salubritate care au dus deja deșeuri.
Voiam să vă mai întreb ceva despre centrele de vaccinare. Dumneavoastră răspundeți de 5 dintre ele. Așteptam să fie gata cele două de la circ. În ce stadiu sunt cele două de la circ? Da. Pe problema vaccinării, există o... Ca să vaccinezi, ai nevoie de vaccinuri și de locuri în care să vaccinezi. Problema mare este că, în momentul de față, după cum știți foarte bine, au fost anunțuri oficiale de la nivel național, nu sunt vaccinuri suficiente. Noi suntem gata, în momentul, după cum știți, și cu circul, atât ni s-a solicitat, atât am pregătit. Dacă ni se solicită, să le introducem pe toate. Deci, este o operațiune care se coordonează de la nivel național. Noi suntem suport în măsura în care ni se solicită suportul, orice ni se solicită, suntem gata în 10-15 zile să organizăm. Bună ziua! Când va începe reparația la cei 260 de kilometri de rețea și ce soluții le oferiți bucureștenilor până vor începe lucrările și ce se întâmplă cu ceilalți 700 de kilometri de rețea? Ok. Prima întrebare, răspunsul o să-l aflați la începutul lunii februarie, după ce toate aceste discuții vor fi finalizate și după ce vom avea elementele esențiale ale procesului de licitație. Asta este prima întrebare. Legat de cealaltă, cum s-au ales acești 260 de kilometri, s-au ales de către specialiști în inimarii rețele de care ei știu deja că au crăpat cel mai mult de-a lungul timpului. O să fie o îmbunătățire semnificativă a calității, odată ce acești 260 de kilometri vor fi realizați. Știți că mai avem 200 de milioane de euro în PNRR, asta ne ajunge cam pentru încă vreo 140 de kilometri și, bineînțeles, în timp, undeva la un interval de 6-7 ani, ar trebui să ajungem să avem întreaga rețea schimbată, însă după ce acești 260 de kilometri vor fi realizați, ba chiar după ce primii 60 de kilometri vor fi realizați, calitatea serviciului se va îmbunătăți mult, adică vom fi cam cum eram acum 3-4 ani, când nu erau avarii majore. Da, dar până atunci ce soluții le oferiți bucureștenilor ca să nu înghețe de frig, cel puțin în ianuarie și februarie acum? Așa cum am spus, cred că de vreo 20 de ori până acum, tot ce putem să facem, dată fiind calitatea rețelei, este să putem să intervenim cât mai rapid la avarii, să le comunicăm exact cât vor avea de stat, cât vor suporta acele avarii. Asta e tot ce putem să facem. Bună ziua, domnule primar. Voiam să vă întreb, ați spus că veți discuta caietul de sarcini cu constructorii. Care este anvelopa financiară pe care o preconizați pentru cei 60 de kilometri? Deci câți bani vor costa grosomodo cei 60 de kilometri? Și dintre acești constructori, 8 serioși pe care i-ați menționat și pe care i-ați chemat la discuții, câți au deja contracte cu termoenergetica? Da. Prima întrebare, 90 de milioane de euro aproximativ. Deci trebuie să socotim undeva la un milion și jumătate de euro pentru fiecare kilometru înlocuit. Și dintre cei 8 pe care i-am chemat, dacă nu mă înșel, 2 au contract cu termoenergetica în momentul ăsta. Eu am dorit doar o precizare în care nu s-a înțeles. Câți kilometri veți reabilita în 2021? 260 sau 60 sau 200? Mulțumesc! Nu. Am spus că răspunsul la această întrebare îl veți avea la începutul lunii februarie și că eu îmi doresc ca cel puțin primii 60 să fie făcuți în anul 2021, dar nu e o promisiune în momentul ăsta. Mulțumesc. Ok, vă mulțumesc că a fost o discuție scurtă așa cum am anunțat și ne vom vedea foarte curând. Mulțumim!